Weekend cu 3 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Slatina. Suspectul este un bărbat de 32 de ani care ar fi deținut materiale pirotehnice de diverse categorii, deși avea suspendat dreptul de a deține și comercializa aceste produse. Polițiștii din cadrul biroului arme explozive și substanțe periculoase, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au ridicat aproximativ 1700 de kilograme de petarde și artificii. Mandatele de percheziție dispuse de către judecătoria Slatina au fost efectuate la două locuințe ale unui bărbat cercetat pentru operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și una la sediul unei societăți comerciale administrată de către acesta, unde ar fi avut loc activitatea infracțională. Din cercetări a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 32 de ani din municipiul Slatina ar fi deținut articole pirotehnice, deși avea suspendat dreptul de a desfășura activități cu astfel de materiale în luna iunie a acestui an. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, un telefon mobil, înscrisuri care privesc posibilă activitate infracțională a bărbatului, precum și aproximativ 1700 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii. Potrivit bilanțului semestrial al Inspectoratului de Poliție Olt, pe linia regimului armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, au fost confiscate peste 20 de arme letale, mii de cartușe de muniție și zeci de kilograme de articole pirotehnice. Referitor la activitățile pe linia regimului armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, în scop preventiv și de constatare au fost desfășurate 28 de acțiuni și 40 de controle în domeniile de activitate din competența biroului. Colegii din acest birou au contribuit și au ridicat în vederea cercetării sau confiscării 26 de arme letale și neletale, 1133 elemente de muniție și 15 kg de articole pirotehnice. Inspectoratul de Poliție Județean Olt reamintește cetățenilor că orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.